Festivalul de teatru OCAU a ajuns la cea de-a 6-a ediție și timp de 3 zile puteți admira 12 spectacole puse în scenă de liceeni și studenți din România. Evenimentul se desfășoară în perioada 16-18 mai la Casa de Cultura Studenților și la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, Festivalul de Teatru Ocaua și-a deschis porțile, iar premiul cel mare va fi disputat de 12 trupe de teatru. Tinerii actori vă invită timp de 3 zile să gustați din piesele atent construite, spectacole de teatru dans, teatru de animație, teatru sport, pantomimă și musical. Sunt foarte bucuroasă că sunt și în acest an, în acest juriu, am fost și anul trecut, am selectat două spectacole, unul pentru secțiunea liceu, iar altul pentru secțiunea universitate. Voi da din partea departamentului de teatru premiul pentru cea mai bună actriță, pentru cel mai bun actor și pentru cel mai bun spectacol și firește cel mai bun spectacol va fi invitat pentru 2018 pe scena Festivalului Internațional de Teatru.